Doamnelor și domnilor, acesta este co-main eventul galei. Este vorba de un meci la categoria 80 de kilograme, ce va desemna câștigătorul centurii Heroes la această categorie. Primul sportiv prezentat este deja deținător al unei centuri în MMA-ul profesionist în țara de origine. Vine din Israel, luptă în colțul albastru, Rafael Aronov. Acesta este Rafael Aronov din Israel, cel care dă piept aici, acasă la Radu Zarioiu, cu favoritul publicului, bulceanul Zarioiu. Iată-l pe Aronov, luptător din Israel, cu două înfrângeri și o victorie în cariera sa. Este un meci pentru centură în această seară, centura iFight Heroes pusă în joc pentru această luptă. Aronov, luptător în trupele speciale în Israel, și el și iubita lui, iată-l în vâlcea în această seară pentru lupta împotriva lui Zarioiu. Al doilea sportiv prezentat se antrenează la Academia ce-i poartă numele, alături de maestrii Alin Barbu și Gigi Pivolaru. Este neînvins în cușca Heroes, având un palmares de 4 victorii. Doamnelor și domnilor, îl vedem în colțul roșu, pe nimeni altul decât pe favoritul dumneavoastră, Radu Kinko! Iată intrarea lui King Kong, Radu Zarioiu, cu un palmares imaculat în MMA-ul profesionist. 4 victorii din 4 meciuri pentru el. A avut o primă victorie cu Laurențiu Barbu în repriza a doua, prin knockout, acea victorie. Laurențiu Bucă, tot în knockout, tot în repriza a doua, un meci câștigat la decizie cu Cristian Marin, iar în decembrie anul trecut a reușit o victorie la iFight Heroes prin knockout împotriva lui Laszlo Ferenc. Așadar, 4 victorii, toate cele 4 obținute de el anul trecut aici în cușca Heroes. Această seară aici la el acasă, la Râmnicu Vâlcea, spuneam, anul trecut a fost prezent în 4 gale iFight Heroes, toate meciurile le-a câștigat Radu Zarioiu. Iată în această seară un meci important pentru el. Ion Pascu a adus și o centură și un adversar din Israel pentru Zarioiu. Da, într-adevăr este meci de centură, meci incendiar. Radu are emoțiile de partea lui când este atât de susținut de public și iubit. Arbitrul întâlnirii este Cătălin Oțelea. Da, un luptător complet acest Radu Zarioiu, cu ascensiune
anul trecut victorii pe linie pentru el în MMA-ul profesionist. Iată, are în față un adversar, un izraelian care provine din trupele speciale din Israel. Dar bine, cred că acolo nu e ceva, e ceva obișnuit de fapt. Da, normal. Asta este adevăratul test al lui Radu Zarioiu, pentru că întâlnește un alt campion, deține și el o centură în promoția din Israel. Amândoi sunt foarte determinați. Are ready? Are ready? Ready? Fight! Da, start în prima repriză, s-a aruncat Aronov. A luat puțină viteză, dar s-a oprit când a început Radu Zarioiu să dea din brațe. Au fost câteva lovituri trimise mai mult în aer de cei doi. Acum Zarioiu l-a pus cu spatele la gard pe adversar. L-am urmărit pe acest israelian și în meciurile precedente și este un foarte bun striker, iar Radu Zarioiu este un foarte bun luptător. Acum să vedem dacă își va folosi acest avantaj Radu Zarioiu. Oh, ce stângă a încasat Zarioiu de la adversarul său, trebuie să fie foarte atent. I-am văzut pe oamenii din staff-ul lui Zarioiu, îi strigă să rămână calm, să nu se mai arunce. Directe, Radule, directe! Directe! Un, doi! Un, doi! Bun, foarte bun da. Acest pe de stânga. Da, două lovituri bune pentru el, din nou ce picior. High kick. Lovește foarte bine Radu Zarioiu, după care se retrage din nou, câteva lovituri primise de Zarioiu la capul adversarului. Tot încearcă Aronov să se apropie, încasează aici o lovitură sub centură, Zarioiu face semn că nu a fost. Se pare că își revine repede adversarul lui Zarioiu. În acest meci vedem un alt Zarioiu care stă mult mai mult la bătaie. Da, acum încearcă din nou să se ducă după acea încenturare Zarioiu, da. Scapă adversarul său care acuză o a doua lovitură. Cred că a fost o lovitură sub centru aici, un genunchi. Da, un genunchi primis de Zarioiu. Hei, no cornering, no cornering! Da, încearcă să-și revină Aronov. Eu cred că joacă și un pic de spectacol acum Aronov. Poate să joace spectacol pentru că spectacolul este de partea lui. Radu Zarioiu l-a lovit. O zonă interzisă. Radu ar trebui să se calmeze puțin, că ar fi păcat să fie descalificat într-o prostie. Hai grijă! Luptă! Aronov revine și încearcă și el să fie primul care atacă, dar Zarioiu lovește mai mult. Bun, aceste lovituri în bărbia adversarului. S-a adus câțiva pași înapoi Aronov. Îi place genul ăsta de luptă, se pare lui Aronov. Să stă la bătaie cu adversarul. Radu Zarioiu iată că nici el nu dă înapoi, stă la bătaie. Poate acum Zarioiu va reuși să ducă lupta la sol. Da, câteva lovituri trimise cu genunchiul stâng de Radu Zarioiu. Tot încearcă pe pulpa adversarului să lovească acum și la corp Zarioiu. Da, bune loviturile de braț la capul lui Aronov, care a fost fuge. O presiune de stânga foarte bun trimis. E foarte rezistent Aronov, a reușit să-și fugă, a reușit să ducă pe picioare foarte multe lovituri izraeliane. Îi place stilul ăsta de bătaie, să încaseze, să se ducă la bătaie.
Un meci spectaculos făcut fight, de cei fight, doi fight. Și Ninoi Aronov spune că a încasat o lovitură cu genunchiul sub centură. Dar Cătălin Oțelea îi spune să lupte în continuare. Din nou lovitură bună cu brațul drept pentru Zarioiu. Face pasul în continuare înainte. Israelianu. Da, pregătire fizică foarte bună pentru Aronov. Chiar dacă a încasat lovituri și a avut acele probleme cu loviturile încasate sub centură, pare destul de proaspăt acum pe finalul reprizei. Lovește și Aronov. Încearcă să ia un picior adversarului Zarioiu. Pentru moment a reușit Radu acest lucru. Da, câteva lovituri din nou la capul adversarului pentru Zarioiu. Încă o dreaptă și scapă Aronov. Oh, s-a dezechilibrat acolo, a alunecat un pic Zarioiu. Putea să profite adversarul. Toată sala de partea lui Zarioiu. O repriză superbă până în momentul de față. Da, un meci foarte spectaculos. Continuă să lovească ambii sportivi. Mai eficient Zarioiu a fost în această repriză față de Aronov. Încă o dreaptă puternică pentru Zarioiu după low kick-ul lui Aronov. Low kick pe interior. Acum 10 secunde rămase din această repriză. Ai grijă cu genunchea, da? Bravo! Da, ține bine Aronov la lovituri. Da, ți-am spus, l-am căutat și chiar este un striker veritabil, face întotdeauna pas înapoi, nu dă înapoi de la bătaie. Momentele importante din repriza de debut a acestei lupte. Cu Radu Zarioiu un atac. Ce croșiu frumos. Exact, loviturile încasate de adversar în timp ce fugea și încerca să scape de furia lui Zarioiu. Se reia meciul, suntem în runda a doua. Aronov încearcă să facă pasul înainte, încasează o stângă. În continuare face pas înainte. Lovește Radu de fiecare dată când are ocazia. Aronov lovește și el un low kick pentru israelian, dar nicio problemă pentru Zarioiu. Mid kick acum. Da, a fost o lovitură spectaculoasă a lui Aronov. Încearcă Zarioiu să ducă la picioarele adversarului. Foarte bună defensiva lui Aronov. Îi se strigă lui Radu Zarioiu să folosească și loviturile de coate din clinci. Ce frumos! S-a adus din nou Zarioiu peste adversar foarte bine. Au fost câteva directe după care a încercat această intrare la picioarele lui Aronov. Încearcă să ia un picior adversarului Zarioiu, dar încasează câteva coate de la Aronov. Dacă va reuși Zarioiu să dea de pământ cu Aronov pentru prima dată în acest meci. Rezistă Aronov, are o apărare bună la cele intrări la picioare ale lui Zarioiu până acum. În continuare pas înainte pentru Aronov.
Da, care lovește foarte puternic. Da. Este jos, Radu Zarioiu. Sunt probleme pentru Zarioiu, care să vedem dacă va rezista la aceste lovituri trimise de israelian. Aronov continuă să lovească, nu cred că va reuși să-l finalizeze pentru moment pe Zarioiu, care reușește să se apere și de pe spate trimite cel câteva lovituri cu călcâiul. Foarte bine l-a luat în gardă. A picat, da, a pierdut pentru moment Zarioiu proteza, să reia meciul din aceeași poziție. Se cere de la margine lui Zarioiu să respire, îl are pe adversarul lui peste el. Continua Aronov cu aceste lovituri la cap. Radu ar trebui să-l țină în midguard, să-l țină acolo în gardă. Da, încearcă să ducă în control lateral Aronov. Am văzut această tentativă a israelianului, care rămâne în demigarda lui Radu Zarioiu. Au fost momente dificile pentru Radu Zarioiu, care a rezistat și continuă aceste momente dificile pentru el. Aici poate să-și îmbunătățească cumva poziția adversarului. Să sperăm că Radu își va reveni rapid. Da, îl ține în gardă Zarioiu pe adversarul său în această demigardă. Lovește la cap cu dreapta Aronov. Se ridică Aronov acolo, dar se ridică ca să continue cu lovitura la capul lui Radu Zarioiu, care nu se mai apără inteligent în acest moment. Da, și este victorie pentru Aronov. Iată, victorie obținută, repriza a doua de luptătorul din Israel. Ce piatră tare acest Aronov! Da, totul a început de la acea serie în picioare pe care a avut-o. Totul a început, Aronov, cred că, de la o contră de Aronov de croșeu de dreapta. Exact, după care Zarioiu a rezistat cât a putut. Extraordinar. Haideți să apreciem efortul celor doi. Rafael Aronov a luptat până la urmă împotriva întregii săli, iar Radu a dovedit că este un mare, mare campion, chiar dacă acum trece prin momente grele. Da, a fost cu adevărat o luptă senzațională oferită de cei doi, o primă repriză spectaculoasă, un început din nou bun în repriza a doua pentru Zarioiu, care totuși, într-un moment de neatenție, i-a dat șansa lui Aronov să câștige lupta. Iată și centura pe care a adus-o Ion Pascu în cușcă. El o să ofere învingătorului din această seară și acesta este Rafael Aronov. E adevărat, dezamăgire mare în sală și nu doar în sală, și în staful lui România. Da, și în staful lui Zarioiu. Ăsta este sportul. Aronov a venit, a reușit o victorie. Pe total lume și foarte bun făcut de amândoi, foarte spectaculos. Exact. Nu s-a făcut niciun pas înainte, s-a lovit continuu. Doamnelor și domnilor, învingător prin TKO și primul deținător al centurii Heroes la categoria 80 de kilograme, Rafael Aronov! Da, victorie pentru Rafael Aronov și iată-l pe israelian. A reușit să pună mâna pe centură în această seară. Dar, cu un gest foarte frumos, să nu-l mai cuide pe israelian. Exact. Laude. Ion Pascu încearcă să-i ofere centura lui
Aronov care o pune pe umărul stâng și Aronov vine și mulțumește publicului în cele din urmă de aici din Vâlcea. Iată, este primul campion al promoției la categoria 80 de kilograme.